trei au fost temele importante pe agenda Parlamentului European săptămâna aceasta. Bugetul Uniunii Europene, situația din Republica Moldova și combaterea terorismului. Despre bugetul Uniunii Europene se pot spune multe lucruri, la fel ca întotdeauna despre buget. În intervenția mea în plenul Parlamentului European pe această temă, eu am vorbit însă despre banii pe care Uniunea Europeană trebuie să-i pună în continuare la dispoziție pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor. Uniunea Europeană a alocat sume semnificative de bani pentru anii 2014 și 2015 pentru că de locuri de muncă pentru tineri. În intervenția mea în plen am cerut ca aceste programe să continue până în anul 2020, să fie evaluate, eventual reconfigurate pentru a corespunde mai bine nevoilor tinerilor, pentru a crea un impact mai mare, a crea mai multe locuri de muncă de bună calitate, bine plătite pentru tineri, dar proiectele trebuie să continue până în anul 2020, fiindcă șomajul în rândul tinerilor încă există, tinerii au nevoie de ajutor, iar Uniunea Europeană are datoria să dea un semnal clar spre tineri, să spună alocăm bani, tinerii sunt o prioritate pentru Uniunea Europeană. Despre Republica Moldova, în intervenția mea în plenul Parlamentului European am spus foarte clar, Uniunea Europeană trebuie să dea o perspectivă europeană Republicii Moldova, căci dacă nu, Vladimir Putin va da o perspectivă Republicii Moldova și nu va fi bine. Nu va fi bine nici pentru Republica Moldova, nici pentru Uniunea Europeană. Realitatea este că Republica Moldova beneficiază foarte mult de pe urma apropierii de Uniunea Europeană. Este cel mai mare beneficiar de fonduri europene pe cap de locuitor între toate statele din afara Uniunii Europene, însă trebuie să comunicăm asta mai bine cetățenilor Republicii Moldova, tocmai pentru ca ei să nu poată fi o pradă ușoară populismului dinspre Est, care le spune nu aveți beneficii concrete de pe urma apropierii de Uniunea Europeană. Acest lucru este fals, beneficiile sunt concrete. Există, iată, de exemplu, în 2014, când Federația Rusă a impus un embargo asupra fructelor, vinurilor moldovenești, Uniunea Europeană a ajutat prin ridicarea cotelor la importul de fructe din Republica Moldova și eliminarea completă a cotelor la importul de vinuri. Asta a permis supraviețuirea multor fermieri, mici întreprinzători agricoli din Republica Moldova, care altfel ar fi fost, a căror subsistență, existența ar fi fost altfel afectată de embargoul impus de Federația Rusă. Trebuie să spunem foarte clar oamenilor din Republica Moldova cine le e prieten, cine le e aliat, adică Europa, și cine îi vrea slab, dependent, șantajabil, adică Federația Rusă. Cea de-a treia temă, terorismul. În discuțiile pe care le-am avut săptămâna aceasta și chiar acum într-o emisiune la Postul Public polonez de televiziune, am spus că pentru a cunoaște mai bine pericolele la adresa securității cetățenilor Uniunii Europene, cred că este nevoie de înființarea unei agenții de luptă împotriva terorismului la nivel european, agenție în care toate statele membre ale Uniunii Europene să pună la comun informațiile pe care le au legate de persoane suspecte de terorism, trafic de ființe umane, trafic de arme și trafic de droguri. E nevoie ca toate aceste informații să fie puse la comun, să fie analizate, să îmbunătățim securitatea oamenilor în Europa și să avem mai mult succes în combaterea terorismului. E clar că soluția aici poate fi doar una europeană, fiindcă niciunul din serviciile noastre de informații, de unul singur, nu are mai multe informații decât au toate serviciile la un loc. Această temă, însă, combaterea terorismului, este o temă complicată, ne va preocupa mult în următoarele săptămâni. Vă voi ține la curent, dar e clar că e timpul de a acționa și nu e timpul doar de a vorbi pe această temă.